Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. În anul 2022 va trebui să înveți cum să te exprimi activ și armonios. Este foarte important să-ți controlezi acțiunile și cuvintele. Șefii te vor considera persoana și profesionistul potrivit. Dacă ești dintre cele născute în anul tigrului, atunci ești dintre cele mai norocoase, va fi un echilibru în viața ta în 2022, deciziile bine luate în considerare și acțiunile proactive te vor ajuta la depășirea seriei de eșecuri care te-au împiedicat să-ți dezvălui potențialul personal în trecut, pentru succesul în carieră, va trebui să-ți depășești frica și să devii mai proactivă, dacă acest lucru nu este posibil este mai bine să ți direcționezi energia într-o altă direcție, de exemplu, pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. Anul 2022 îi va face pe cei născuți sub semnul balanței să se înveselească. Succesul va veni pentru cele care se pot adapta la luarea rapidă a deciziilor. Începutul anului 2022 va fi marcată de un relativ calm, dar cu fiecare lună care trece, Evenimentele se vor desfășura mai dinamic. Va trebui să abandonezi câteva planuri și obiective a căror realizare a fost anterior o prioritate. Conform horoscopului din 2022, trebuie să reevaluezi valorile, să privești viața dintr-un unghi diferit. Tema principală a anului 2022 pentru tine vor fi parteneriatele și relațiile cu lumea exterioară. Vei avea nevoie de rezistență? Dăruire și respectare strictă pe calea aleasă, mediul tău va fi foarte atent și strictă la oricare dintre acțiunile tale, indiferent dacă este vorba de muncă, studiu, relații personale sau prietenie, fii atentă la promisiuni, există riscul de a-ți supraestima capacitățile și de a nu-ți ține cuvântul, și nu poți conta pe loialitate și înțelegere din partea oamenilor în special a tinerilor sau a celor de rang superior, dar nu lăsa aceste dificultăți să te sperie. În mediul tău va apărea o persoană, poate mai multă de una, care împărtășește convingerile tale, care va deveni ulterior un prieten loial și de încredere. Sfaturi severe, oricât de dificil ar fi, indiferent ce noriți sunt atârnați deasupra capului, nu dispera și nu te retrage în tine. Scrie un plan pentru anul viitor și asigură-te că inclus călătorii în străinătate, vizite la diverse expoziții și întâlniri cu persoane cu aceeași idee, în viața personală și de familie, sunt posibile schimbări de care acum nici măcar nu știi, te vor lovi la începutul primăverii ca un trăznete din senin, acceptă-le cu recunoștință, chiar dacă nu-ți place ce se întâmplă, puțin mai târziu. Vei înțelege că exact asta ai ratat în ultimii ani. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În anul 2022 vei fi ocupată să te cauți pe tine însăți și pe cineva care poate fi un asistent de încredere în toate eforturile tale. Va trebui să-ți schimbi imaginea unei doamne blânde și fermecătoare, gata să înțeleagă și să erte totul doar pentru a evita certurile în 2022, ai sarcini comple diferite și a fi bună cu toată lumea nu este una dintre ele. Poate că ai visată despre asta de mult timp, dar nu ai vrut să recunoști. Datorită influenței planetelor, vei avea suficientă energie pentru schimbări dramatice în viața ta? Vei afla că poți spune, nu, une cereri de ajutor. Prima jumătate a anului va fi mai plină de evenimente care necesită curaj și determinare, intuiție și înțelepciune, generozitate și duritate. Sprijinul părinților, familiei, persoanei dragi, prietenilor va fi foarte important pentru tine. Din iunie până în noiembrie, vei studia activ pentru profesia la care ai visat cândva. Aceasta poate fi o direcție legată de artă, divertisment, fotografie, psihologie. Cu sprijinul lui Saturn, vei putea deveni mai economică în casă, prudentă în cheltuieli, motivată în acțiune, sistematică în muncă și disciplinată în toate. Aceste calități în acest stadiu vor ajuta la dobândirea bogăției și respectului. Dacă ești născut între 23 și, și 30 septembrie, la începutul anului 2022 vei fi deschisă la întâlniri. O persoană foarte importantă poate veni în viața ta, din martie până în mai, vei dori să te eliberezi de orice responsabilități și relații, dar nu arde toate podurile, timpul va trece și te vei răzgândi. A doua jumătate a verii va fi favorabilă evenimentelor colective și cooperării cu organizațiile publice. Rudele pot juca un rol cheie în viața ta, dacă ești născut între 1 și 10 octombrie. În primele luni ale anului 2022, va trebui să vorbești temeinii cu gospodăriata despre cine așteaptă și ce, de la trăirea împreună. Rostește nemulțumirile care îți mănâncă sufletul și decide singură cum vei trăi. Vara poate aduce un sentiment de gol, când dintr-o dată toate planurile se prăbușesc și întâlnirile sunt anulate. Așteaptă doar să treacă această perioadă, este necesar să regândești foarte mult. Dacă ești născut între 11 și 23 octombrie, pentru tine, perioada din februarie până în august va aduce noi oportunități de autorealizare. Nu-ți fie teamă să încerci în proiecte noi, să experimentezi cu imaginea. Învață să te aperi și să-ți arăți talentul. În decembrie, vei dori romantism, făți un cadou și creiește o săptămână de vacanță pentru a te relaxa. Dragostea în anul 2022, horoscopul tău spune că, indiferent de modul în care lucrurile se desfășoară la locul de muncă, indiferent de responsabilitățile serioase care ți se atribuie, vei găsi întotdeauna timp pentru viața ta personală. Nu va fi să fie totul la fel de limpe cât ai dori. Nu este nimic. Începe să arunci o privire peste gard. Nici la alții nu este mai bine. Și nu contează deloc dacă cineva se uită atentă la succesul tău remarcabil cu sexul opus, să știi că în 20 iunie sau în august, ei bine, chiar la începutul toamnei, totul va ieși cât mai bine. În acest moment ți se oferă atenția atentă a persoanelor influente cu consecințe de anvergură. Și cel mai important, reciprocitatea se va prinde în inima ta. Și pentru aceasta, iar pe cel de lângă tine de ajutor și sprijin, să spunem cu încredere, nu numai moral. Toate acestea sunt valabile și pentru cele de familie. Numai un soț poate acționa cascut. Ești norocoasă. Afacerile partenerului vor merge în sus anul acesta, iar acest lucru va avea un efect benefic asupra relației tale. Sentimentele vechi și ușor calmate se vor aprinde cu o vigoare renoită. Ce altceva mai ai nevoie pentru a fi fericită? Numai copiii să fie sănătoși și să nu aibă nevoie de nimic. Banii în anul 2022, la începutul anului 2022, sfera profesională și de afaceri a ta va semăna cu un câmp de luptă cu bătălii prelungite și disperate. Steagul victoriei va trece din mână în mână a partidelor beligerante. Nu este greu de ghicit că unul dintre ei ești tu. Situația este complicată de faptul că numai numele tău apare pe listele armate tale, și toată agitația va izbucni datorită faptului că vei avea trăsături noi, neobișnuite, beligeranță, eforturi pentru conducere și activitate exorbitantă în afaceri. Nu are sens să avertizez împotriva acestui lucru, deoarece trebuie să-l experimentezi și tu, astfel încât să-ți poți îndeplini misiunea veche de pacificator? diplomat și maestru al compromisului cu zel dublat. Rămâne doar să adaug că bătălia este programată de stele pentru sfârșitul primăverii. Reluarea luptelor este posibilă în august, așa că înarmează-te cu curaj și, în orice caz, nu programa întâlniri cu reprezentanții agențiilor de aplicare a legei și a agențiilor guvernamentale în acest moment. De asemenea, este recomandabil să amâni tranzacțiile financiare importante pentru altă dată, de exemplu, iulie sau octombrie. Mă grăbesc totuși să te liniștesc. Până în noul an 2023, vei ajunge acolo în siguranță și practic fără pierderi. Și ce se va întâmpla după, vom vedea. Sănătatea în anul 2022, la începutul anului 2022 ar trebui să acorzi o atenție specială a sănătății. Dacă înțelegi în timp util prevenirea și tratarea clopotelor care bat în corp, atunci recuperarea va avea loc rapid și fără probleme speciale. Dacă întârzi până la ultimul apel și amând grijile fizice pentru mai târziu, există pericolul de a ajunge într-un pată de spital pentru o lungă perioadă de timp. Din iunie până în noiembrie pot apărea probleme cu glandele endocrine dificil de diagnosticat și boli psihosomatice. De exemplu, dacă ai un nas curbat prelungit indică acest lucru, că nu tolerezi ceva sau pe cineva, și tratamentul în acest caz nu va fi medicamentos, ci cu ajutorul conștientizării și iertării. În această perioadă, este necesar să excluzi alcoolul, sedativele și alte medicamente psihotrope, deoarece reacția corpului va fi imprevizibilă, mănâncă moderat și eficient pe tot parcursul anului, din iulie până în septembrie, limitează mâncarea prea condimentată și grasă, gândirea pozitivă, exercițiile yoga relaxante îți vor fi de mare ajutor în acest an. Horoscop chinezesc 2022 pentru balanță, dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan. În nou an 2022, va trebui să înveți elementele de bază al echilibrului, va trebui să faci echilibru între muncă și casă, oricum ar fi, vei rămâne în vârf, iar lucrurile din ambele locuri vor merge și ele în sus, mai mult, ai toate șansele să conduci o întreprindere sau chiar să devii fondatorul acesteia. Sau poate vei deveni membra unei familii noi, condițiile stelare sunt de așa natură încât poți rezolva cu ușurință întrebări dificile, dar cu sarcinile elementare, dificultățile sunt posibile. Ignoră-le și nu te supăra prea tare. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, în 2022, interesele tale se vor extinde multe dincolo de liniile tale obișnuite de afaceri. Balanțele născute în anul boului pot avea dintr-o dată hobby-uri noi care le vor întoarce literalmente viața pe dos. Totul va începe cel mai probabil cu viața ta personală, dar aceste schimbări vor veni o cu celelalte. Există posibilitatea unei schimbări a statutului social și, odată cu acesta, întregul mediu, atât de afaceri cât și prietenos, dacă în horoscopul chinezesc ești tigru. Munca grea este principala ta virtute pentru 2022. Familia, gospodăria și animalele de companie vor dori să te vadă ca singura câștigătoare, iar conducerea și colegii vor dori să te vadă ca un specialist de vârf, dar este dificil să se determine gradul de pregătire pentru o astfel de întorsătură evenimentelor. La urma urmei, Obiceiul tău de a face totul împreună nu va găsi înțelegere printre alții și va trebui să faci față tuturor în splendidă izolare. Dar aceste lucruri au avantajele sale. În primul rând, va apărea o nouă experiență și, în al doilea rând, încrederea în viitor, întreaga casă de marcat va fi în mâinile tale. Dacă în horoscopul chinezesc ești epure. Dacă ai o carte care de multă vreme adună praf în birou sau o invenție de acum 10 ani care își așteaptă timpul, mergi cu îndrăzneală cu acestea la oameni. Toate evoluțiile și proiectele tale din anii trecuți vor fi recunoscute și foarte apreciate. Și iată un alt lucru. Anul acesta, nimeni nu va îndrăzni să te întoarcă de la poartă. Astrele promit reciprocitate și acord reciproc. Deci, dacă ești chinuită de sentimente fără speranță pentru o persoană inabordabilă, nu pierde timpul, cetatea va cădea fără luptă. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, în acest an există un vâl de secret asupra tuturor faptelor și angajamentelor tale. Cel puțin, va părea așa din exterior. De fapt, un ocean de idei originale și planuri îndrăznețe va fierbe în interior. Așa este și este mai bine să te gândești la modalități de a le pune în aplicare în tăcere și departe de ochii curioși. În general, majoritatea evenimentelor din acest an vor fi ascunse. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, pentru a rezolva aproape toate problemele din anul tigrului, vei avea nevoie de inteligență, conștientizare, perspective largi și erudiție incredibilă. Dificultăți sunt posibile, dar le vei depăși cu consecvență în fapte și acțiuni. De aceea, fii atentă la promisiuni și nu te încrede prea mult în ceea ce îți promit alții. Și încă un sfat, nu căuta să îmbrățișezi imensitatea, concentrează-te asupra unui obiectiv și planifică altul numai după ce ai atins pe primul, dacă în horoscopul chinezesc ești cal, tot ceea ce trebuie făcut în 2022 va avea nevoie de o bază solidă și de o bază legală. Fii pregătită să rămâi fără timp pentru tine. Partenerul și copiii sunt în zona unei atenții speciale. Toți vor avea nevoie de îngrijirea și sprijinul tău. Dificultatea este că, chiar și din cauza circunstanțelor familiale, nimeni nu-ți va anula slujba. Mai mult, poate fi și mai mult, este adevărat, situația financiară se va îmbunătăți semnificativ odată cu acest lucru. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, balanțelor capre li se acordă un sabat pentru 2022. Decide cum te comporți. De exemplu, te duci în India pentru a înțelege bazele spirituale ale budismului. Te înregistrezi în biblioteca publică și colectezi materiale pentru pregătirea disertației. Sau poate nu va trebui să mergi departe pentru că un copil va apărea în casă și vă veți relaxa creativ împreună. Ei bine, pentru cele care decid să renunțe la vacanță, astrele le recomand insistent să respecte regimul de muncă și odihnă. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, în 2022, circunstanțele vor fi mai puternice decât tine. Cu toate acestea, merită să încerci să negociezi cu ele. Sarcina principală revine sferei profesionale, sunt posibile aici tot felul de neînțelegeri? a căror cauză îți va fi dificil de înțeles. Iată un indiciu. Nu fi sinceră cu colegii tăi și păstrează-ți afacerile de familie pentru tine. Cineva ar putea folosi aceste informații împotriva ta. Al doilea subiect cel mai important este sănătatea. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, întreabă-te ce vrei mai multe decât orice. Există suspiciunea că răspunsul va fi același, nu știu, deci asta este scoate o zi din programul tău de lucru ocupat și decide dorințele, de ce este nevoie de toate acestea, și apoi, anul acesta se poate împlini doar una din dorințele tale, întreabă-te ce dorești, dar există o condiție, dorința trebuie să fie reală și să nu contravină intereselor altor oameni. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, astrele sunt interesate în permanență de tine, este timpul să începi o afacere? Deci cerul cu toate planetele votează pentru, vei putea să închiriezi cu ușurință spații de birouri în condiții favorabile, să cumperi echipamente excelente, să angajezi lucrători calificați și chiar să beneficiezi de reduceri fiscale decente. Și cel mai important, ideea ta va deveni profitabilă, nu va trece nici măcar un an pentru asta, alege singură domeniul de activitate în funcție de minte sau de gustul tău. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, pentru tine, tendințele anului tigrului sunt de așa natură, încât interesele tale personale și de afaceri se află în străinătate. O, oh, oh, nu! Poate că cineva va obiecta și va deveni fierbinte să vorbească despre patriotism și dragostea pentru locurile sale natale. Nu voi insista prea mult. Amintește-ți însă de acest horoscop când ai în mână o viză prețuită și un bilet de avion dar există și un alt scenariu. Toate interesele tale de peste mări vor fi livrate acasă sau la locul de muncă. Și atunci va trebui cu siguranță să te înscrii la cursuri de limbi străine. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.